Bun găsit tuturor, sunt Alexandru Vârtosu și vă invit la repriza de Sud. În această seară vom vorbi despre arbitraj, bineînțeles de fotbal, și îi vom avea alături de noi pe Edi și Daniela Constantinescu, o frumoasă familie de arbitri. Bună seara! Iată că stadionul Ion Oblemenco unește nu numai sportiv, unește și suflete. Cum este Daniela, cum l-ai cunoscut în primul rând pe Edi și bineînțeles cum ai intrat în familia arbitrajului? Bună seara, eram pe stadion, făceam antrenament și acolo ne-am cunoscut. Dacă zi de zi ne întâlneam la antrenamente, da. La biserică și la starea civilă. Da. Tu de fapt ai făcut atletism. Da, atletism de performanță, da. E dintre două ture, ai stat cu ochii după fete, se pare. Da, da. Cu toți arbitrii ne antrenam acolo și în același timp, zi de zi cu atleții și între timp am cunoscut-o pe Daniela și de acolo totul a decurs firesc. La urmă. Câți ani aveți împreună? Păi din 2007 avem 8 ani de zile. Mulți înainte. Cum s-a ajuns până la urmă la fotbal? Iată, ai dat atletismul pe fotbal și nu numai pe fotbal, pe arbitraj. Având în familie doi arbitri, zi de zi uitându-mă la meciuri, la faze, am zis că vreau să încerc și eu. Și m-am hotărât și m-am și apucat imediat de arbitraj. Am învățat, am primit meciuri și anul ăsta m-am dus la examen. Am alergat, am scris și am intrat prima pe țară. Prima pe țară, vorbim despre o promovare la Liga a treia, un lucru care nu este deloc ușor, din câte știu eu, nu ați fost foarte mulți promovați în acest an din județul Dolj. Am fost singura promovată și la fete și la băieți. Ce îți place cel mai mult, să arbitrezi la tușă sau... Sunt arbitru asistent, da. Te asezi doar pe partea cu... Ediție, ți-a plăcut mai mult fluierul? Da, mie mi-a plăcut mai mult la centru. Eu am avut în spate și foarte mulți ani de fotbal. Am jucat fotbal timp de 17-18 ani și după aia tatăl meu m-a îndrumat către arbitraj. În afară de tatăl tău, care au fost argumentele care te-au determinat să renunți la ghetele de fotbal și să iei fluierul? Am avut o accidentare și după aceea a trebuit să mă las și făcând în școala în timpul arbitrajului, am avut și unele avantaje, fost fotbalist și am reușit să înțeleg mai bine jocul de fotbal și să arbitrez. A fost un an, 2015 a fost un an, eu știu, oarecum opus unul altuia și aici mă refer o promovare în Liga a treia, iar tu ai decis să renunți la fluieratul pe terenul de sport. Eu am decis să renunț datorită și vârstei. La divizia B, la vârsta de 38 de ani, dacă nu promovezi la prima ligă și ai meciuri frecvente, la 38 de ani îți închei cariera. Te cam doare așa din vorbe, da, citesc, da. Treaba asta. Da, este greu. Sunt arbitru din 1996. Au trecut 20 și ceva de ani de zile în care am fost arbitru. Dar asta este, ce pot să fac? Ești în schimb norocos, poți trăi momentele de pe teren, din tribune, să zic așa, urmărind-o pe soția ta. Presupun că vei continua să fii observatorul ei, chiar dacă nu și pe foaie, delegat de vreo AJF sau... Da, din vară presupun că o să mă duc să fiu observator de arbitri la nivelul Ligii a doua sau a treia. Îmi susțin un examen și mai mult ca sigur în județul Dolj. Să fiu ori observator de arbitri, ori instructor, depinde. Îți place să lucrezi cu puștii? Mă rog, copiii nu mai sunt deja... Da, da, da. Ai încercat deja acest... Păi, meseric. În ultimul timp, pe Daniela eu am îndrumat-o și mulți arbitri care am prieteni pe la județ, i-am îndrumat și am învățat ce să facă, cum să antreneze, ce să învețe, se pregătească să ajungă mai departe. Este exigent ca profesor? Da, da. A fost drastic cu mine. Mergea la meciuri și stătea în spatele meu și după aia când
se termina meciul, îmi spunea, acolo ce ai făcut? De ce nu ai făcut așa? Nu te-ai plasat corect, nu? Și el și socru. Și acasă nu te-ai răzbunat, nu le-ai pus mai multă sare în mâncare? Nu. Edi, presupun că au fost și momente mai puțin plăcute în cariera asta de arbitru și în special când, la început, când activezi în, eu știu, în satele, în peisajul acesta rural, ai avut parte și de, eu știu, fugăreli, de dojeneli chiar cu nuielușe? Da, ce să spun, inevitabil la județ, când te duci la elită, la onoare, ai parte de asemenea lucruri. Este imposibil să nu treci prin momente de acest gen. Dar dacă vrei să ajungi mai departe, trebuie să treci și prin aceste etape ale arbitrajului, să iei de jos, să ajungi. Și cine rezistă, ajunge. Cine nu, se lasă la bun început. Cam cât ți-a luat ție să faci saltul de la Liga 4 la Liga 3 și mai departe? Păi, din 96, 99 am promovat la Divizia C, în 2004 am promovat la Divizia B, în 2005 s-au unit loturile, practic s-a făcut lotul național, Liga 1 cu Liga 2, după aceea s-au despărțit, am rămas la Liga 2 și până în 2015 am activat, din 2004 practic până în 2015, 11 ani la nivelul Liga 2. La rândul tău l-ai avut pe tatăl tău, un fost mare arbitru, care bineînțeles a stat la spatele tău și pe lângă îndrumări te-a și dojenit. L-ai simțit așa mai aspru în afara casei? Da, normal, vă dați seama, e normal să spună unde ai greșit, să remediezi greșelile. E inevitabil. Dacă nu... Ce însemna un bravo de la dâns? Da, era ceva extraordinar. Dar în arbitraj nu ai cum să nu greșești. Deci este inevitabil să nu greșești. Omenește. Sunt jocuri în care te duci și nu-ți dai seama poate că ai făcut o greșeală și când vii și vizionezi caseta, îți dai seama că ai greșit și... Îți vine să intri în pământ și nu poți să-ți dai seama cum ai făcut greșeala respectivă. Daniela, fotbalul greșeală așteaptă atât pe teren din partea jucătorilor cât și din partea voastră. Voi sunteți practic ținta celor din tribune de cele mai multe ori, iar antrenorii în ultimul timp sunt mai, eu știu, virulenți în a protesta la adresa arbitrajului. Cum te simți tu, mai ales că ești fată, printre, eu știu, să zic așa, oamenii mai supărați ai fotbalului? Nu am nicio problemă. Am mai întâlnit persoane care să îți adreseze cuvinte mai deplasate, dar participând în atletism la campionat mondial european, psihic consider că sunt destul de puternică, adică nu mă las influențată sau chestii de genul. Nu. Mă consider destul de puternică. Presupun că s-a ajuns doar la a vă insulta sau, mă rog, dojenii așa, nu s-a... ceva fizic sau în jurii din astea mai mari, nu, n-am avut. Edin, fetele n-au apărut de foarte mulți ani în fotbalul românesc, iată că acum sunt foarte, foarte multe și, spre surprinderea noastră, plăcută de altfel, fac o treabă excelentă. Da, părerea mea că ar trebui să... arbitreze mult mai mult decât arbitrează la ora aceasta. Comisiile trecute au pus mai mare accent pe fete și arbitrau mult mai des la nivelul primii ligi și Liga 2. Acum s-au năsprit probele fizice și fetele care vor să arbitreze la nivelul bărbaților trebuie să facă același barem, să se pregătească, să alerge cât un bărbat, dacă vrea să arbitreze cu un bărbat. Dacă nu arbitrează, nu pot arbitra. Dar nu sunt diferențe făcute în regulament, să zicem. Exact, nu sunt diferențe. Dacă vrei să arbitrezi la bărbat la nivelul Ligii 1, trebuie să alergi cât un arbitru de Liga 1. Nu,
nu poți, nu arbitrezi. Este un avantaj pentru tine în cazul ăsta că ai făcut atletism. Problema este că trebuie să te menții permanent, trebuie să fii în permanență pe teren și să alergi, să alergi și să tot alergi. Da, da, este un avantaj că am practicat atletismul și mă bucur pentru asta. Ai timp și să fii și mămică și soție și de toate și atletă și arbitru. Da, da, da. Le împart în așa fel încât să pot să fac toate lucrurile. Să fiu și mamă și să-mi fac și antrenamentele și soție. Și... Familia ta cum a primit vestea că te apuci de arbitraj? Cu bucurie, știind că na, în familie avem arbitri și cu bucurie. Ești fericit, cred că poți să vezi liniștit acum, nu îți trebuie 3 televizoare sau 2 televizoare ca să urmărești meciurile din Liga Campionilor și cele din campionatul intern. Ți s-a mai spus asta? Da, sau nu e niciun fel de problemă, sunt foarte liniștit. Nu. Analizați da, împreună meciurile? Analizăm, stăm, ne uităm, privim fazele, vedem ce s-a făcut, le discutăm, vedem ce s-a făcut bine, ce s-a făcut rău. Să învețe, numai așa poate progresa, prin vizionarea jocurilor și să aplice mai departe. Cum ți se pare, eu știu, arbitrajul feminin până acum? Este într-un progres vizibil, însă cred, dacă tu ai considerat că îi mai lipsește ceva, ar trebui mai mult promovat, știu. Da, consider că ar mai trebui promovat. Pe plan intern, așa, Doljan, mai în special, ați avut-o drept exemplu pe Ion Fevronia. Cât de apropiat a fost de voi? A fost cea care m-a sprijinit acum pentru examen și m-a îndrumat și a fost alături de mine. Ia. În afara dânsei, Maria Nezaru a fost un protector al vostru, al fetelor. Sunteți la lot câte? Sunt eu și încă o singură fată, Alina Peșu, care arbitrează la Divizia B. Deja Liga a doua. Aș vrea să te întreb care a fost, cum a fost impactul cu primul meci? A fost de juniori sau ai trecut direct la... De juniori. N-am dormit toată noaptea știind că mă duc la meci și când am ajuns dimineața am făcut față cu brio. Te-aș întreba dacă mai ții minte cine juca. Am fost pe stadion acolo la Facultatea de Educație Fizică și da, la FEFS, dar nu mi-aduc aminte cine. Erau copii mici. Mici. Edi, îți mai aduce aminte la ce echipă ai debutat? La nivelul diviziei C sau în județ? Și. La nivelul... La județ, știu că am debutat la fel la juniorii, parcă pe stadionul Armata, echipa Armatei, dar nu știu exact cu cine, la nivelul Ligii a treia, parcă la Marmosin Simeria, la nivelul Ligii a doua, parcă la Dinamo 2, București, și ca rezervă la divizia, la un meci, parcă Steaua cu Alba Iulia, din câte mi-amintesc. Cum a fost impactul cu prima scenă? Da, nici nu se compară. Prima scenă a fost la românesc cu Liga 2 sau a 3, o diferență extraordinară. Ca, ce să zic, ca de la cer la pământ. În primul rând, la condiții și totul, ce se întâmplă acolo. E o diferență foarte mare. A fost un an greu, 2015, pentru arbitrii din Liga 1. De ce crezi că s-a greșit atât de des? Chiar nu pot să-mi dau nicio seama de ce sunt... Anii trecuți n-au fost atât de multe greșeli. Acum, practic, aproape la fiecare meci e câte un offside nesemnalizat sau semnalizat eronat. Nu pot să înțeleg, pentru că arbitrii din România se duc afară în străinătate și arbitrează jocurile excelent. Ca drept recompensă văd că și arbitru român Hațegan și adițional Colțescu cu Tudor o să plece la campionatul mondial. Afară arbitrează extraordinar, în România sunt greșeli foarte multe. Nu,
nu știu, nu pot explica nicio. Este o presiune prea mare pusă pe arbitri în ultimul timp? Probabil că știi cauza presiunii care este pusă asupra lor la fiecare joc, emisiunile care se fac, totul se îndreaptă către arbitri, nu se mai analizează fazele de fotbal, ce fac jucătorii, antrenorii, totul stau pe analiza arbitrilor. Dar greșelile chiar nu pot să-mi dau seama. A fost vreun loc în care nu ți-ai dorit să arbitrezi, ai fost delegat și ai zis, mai bine decât să mă duc acolo, mai bine să steam acasă, mai bine nu la meciu. Nu, n-a fost niciodată. Nu s-a întâmplat niciodată să am vreun joc în care să nu mă duc. La nivelul Liga 2 și a 3-a nu se pune problema să fie cum e la Liga 1, să fii filmat din 4-5 camere, 6 camere și orice greșeală care apare să te analizeze. La nivelul Ligii 2 și 3 e mai o cameră, două, care nu tot timpul, poate dacă faci niște greșeli, a fost sau n-a fost. Este mult mai complicat acolo. Ai spus că tu faci mult mai ușor față presiunii. Ți s-a întâmplat totuși vreodată să ai vreun meci în care să zici că mai bine nu l-aș lua? Da, mi s-a întâmplat. Având meci cu Edi, am terminat meciul și la fel, jucătorii au început să facă presiune asupra lui și mi-a fost oarecum teamă. Nu din cauza mea, pentru el, așa că îl vedeam acolo. Și n-am mai avut după aia probleme când m-am dus la alte meciuri, pardon. Îmi place foarte mult atunci când văd un arbitru ferm pe teren și știe să-și pună jucătorii contestatari la punct. Ți s-a întâmplat vreodată să nu reușești? Se mai întâmplă să ai parte de jucători mai nervoși în teren, să spun așa. Dar până la urmă trebuie să faci ce ai învățat și să aplici regulamentul. Edi, am văzut un pic supărat vineri seară la cheful arbitrilor, la acest chef de final de an, un obișnuit al AJF Dol și CJA. Ai luat premiul pentru întreaga activitate. Erai emoționat. Cum a fost? Da, să-ți dai seama că a fost un moment, după atâția ani de arbitraj, greu pentru mine să mă retrag, văzând că ceilalți colegi ai mei luau premii de cel mai bun arbitru sau cel mai bun arbitru asistent sau arbitru de viitor sau chestii de genul. E normal, după 20 de ani de activitate în arbitraj să ai un regret că te retragi. Dar asta este. Nu toți putem arbitra la nivelul ligii întâia. Sunt decât 7 arbitri care pot arbitra pe o etapă. Asta este, n-ai ce să faci. Trebuie să mergi înainte. Pentru a fi, trecere așa mai dulce, vei încerca să mai câte o meci la Liga 4 sau, amicalele CS Universitatea sau, prin zonă? E, vă dați seama, acum dacă eu m-am retras, prioritar sunt practic cei tineri care vin din urmă și n-are rost să mă mai duc să ocupe locul unui tânăr care practic vrea să progreseze sau vrea să se antreneze. Îi las pe ei să se ducă să ajungă și ei mai departe, dacă se poate. Da. Normal, ei au prioritate acum. Eu fiind un fost, ei sunt prioritari. Ei trebuie să învețe, nu eu. Da. Daniela, anul ăsta ai promovat în Liga 3, pe când Liga 2 și pe când Liga 1. Ți-ai făcut așa un plan de bătaie? Eu sper că din 2-3 ani să urc, să nu rămân aici. Asta este dorința mea. Și poate să ajung și arbitru FIFA, de ce nu? Ar fi ceva extraordinar, este visul tău? Ar fi un vis pentru mine să ajung arbitru FIFA, să urmez pe doamna Ion Febronia. Cât de greu este la acest examen de promovare? Ce este în plus pentru Liga 2? Ce este în plus pentru, în afară de probele fizice, mă refer? Cred că meciurile, să ai meciuri și note bune. Și să nu faci greșeli mari care să te depunteze. Comisia este mult mai aspră, vin oameni importanți din arbitraj.
Da, vin observatori din toată țara, vin și supervizori, dacă îi se pare lor că ai perspectivă de a urca, vin, te observă și dacă îi consideră că ești bun, poți promova mai repede, prin excelență, prin... Da, se poate, deci se poate promova ori la excepțional, să te vadă membrii comisiei și să spună că ești un arbitru de viitor și te poate promova la excepțional. Foarte repede poate să te promoveze, de exemplu, dacă ea se duce, dau un exemplu, și are meciuri foarte bune, într-o jumătate de an, dacă ei consideră că are meciuri foarte bune, dau meciuri din ce în ce mai grele și următorul an poate să promoveze la divizia B. La ora actuală, ca și arbitrii centrali, își aleg asistenții. Ia cum este acum la nivelul ligii a doua, dacă arbitrează bine, și un central care este FIFA, femeie, mă refer, care se duce afară și arbitrează jocuri de feminine, are încredere în ea și o vede că arbitrează bine, poate să arbitreze și din momentul ăsta. Adică, peste o jumătate de an, nu trebuie neapărat să fii la divizia B sau la Liga 1, la femei mă refer. Da. Deci ai promovat la divizia C, de acolo, dacă te-a văzut și ești talentat și ai perspective și ești foarte bun și tu arbitru are încredere în tine, te poți duce mai departe. Și referitor la promovare, deci ori prin la excepționar, ori prin examen. Dar ca să poți da examen, trebuie în anul respectiv să n-ai nicio suspendare ca să poți da examen. Altfel n-ai cum să dai. Și este destul de dificil să n-ai o suspendare. Se poate să fii suspendat dacă se greșește, nu neapărat tu, ci colegii tăi de nu știu, de la centru sau... Nu, suspendarea trebuie să fie tu să greșești decât tu să greșești. Dacă ai o suspendare, nu mai poți da examen. După aceea, de la meciuri, treci la probele fizice și scrise, care trebuie să fii, practic, în țară, la 42 de județe. Când promovezi de la divizia, mă refer la județ, la ce, sunt sute de arbitri. Deci trebuie să fii pregătit cel mai bine fizic și scris. În privința viitorului, tu ce ți-ai propus? Păi, eu mi-am propus să mă odihnesc până în vară și din vară, v-am zis, să vedem în funcție de la ce nivel mai putea să fie observator. Normal, după 11 ani de divizia B, normal ar fi să fii observator la nivelul ligii a doua. Tot la fel se dă un examen. Toată viața înveți. Da. Și fotbalul uneori pare atât de simplu, mai ales, exact. Eu știu, din fața calculatorului, din fața televizorului. Da, pare atât de simplu, dar chiar nu este. Cum primiți uneori comentariile de la, eu știu, diverși care nu au practicat și nu... Asta, în schimb, vin și vă dojenesc pentru, eu știu, o prestație, pentru un opsai, pentru o decizie. Da, e foarte ușor. Stați bine cu nervii. Da, e... Te obișnuiești din timpul jocului, dacă ce-ar însemna să ripostezi la fiecare acuz la unui jucător sau antrenor sau, eu știu, toți factorii care înconjurători de la jocul respectiv. Te obișnuiești până la urmă. Uneori vii de acasă cu unele probleme și te macină. Reușești să te detașezi în timpul partidei? Cât de mult contează să ai o minte limpede? Da, fără discuție. De fiecare dată când am fost, indiferent de probleme care le-am avut, acasă sau în viața de zi cu zi, acolo m-am eliberat practic și gândul meu mi-a fost numai acolo și practic a fost și o eliberare, așa, adică e altceva. Daniela, ți se întâmplă să te gândești la mâncarea de acasă? Nu, n-am probleme. Când ajung acolo mă detașez de toate problemele de acasă și încerc să arbitrez cât mai bine și cât mai corect și să fiu mulțumită în primul rând eu de mine și după aia ceilalți. Poate tu, dacă tu ești mulțumită de tine, înseamnă că ești cel mai aspru critic al tău. Da. Restul sunt... Nu mă menajez. Consider că am greșit, chiar îmi spun, mă gândesc la fază și dacă mai am pe cineva care să mă ajute să-mi spună că uite acolo ai greșit, acolo ai făcut foarte bine, e un plus pentru mine. Suntem în pragul sărbătorilor. A venit moșul? Ce v-a adus? Încă n-a venit moșul.
sperăm să vină. În primul rând îmi doresc multă sănătate. Consider că dacă ești sănătos, poți să le faci pe toate. Edi, ce vrei să aducă moșul? Să vină cu mai multă liniște. Iată, de acum s-au dus anumite probleme care au din partea fotbalului. Da, deci în primul rând sănătatea e pe primul plan și mai departe o să văd. Eu asta îmi doresc sănătate. Ce le transmiteți celor de acasă, celor care ne urmăresc atât la televizor cât și pe Radio Sud? Le dorim sărbători fericite și un an nou cu cât mai multe bucurii posibile. Și să lupte pentru visurile lor. Foarte important. Foarte important, da. Repriza de Sud din această săptămână s-a sfârșit aici, însă ne reîntâlnim joia viitoare de la 21:30. Fotbalul este la putere, rămâneți pe Sud.